După slujirile euharistice din zona polară, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat astăzi în capitala regatului Suediei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul centrului episcopal din Stockholm și l-a hirotesit duhovnic pe părintele Gabriel Alexe, slujitor la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din același oraș. Dăm slavă a tot milosivului Dumnezeu că a mai câștigat un preot duhovnic în lucrarea apostolească din aceste tărâmuri scandinave. De acum înainte, iată, Părintele Gabriel, pe care l-am irotonit într-un preot la prasnicul hramului Episcopiei noastre Europei de Nord, când l-am cinstit pe botezătorul poporului român, însă și pe ocrotitorul episcopiei noastre, pe cel întâi chemat la apostolat între ucenicii Domnului, pe Sfântul Apostol Andrei, așadar l-am irotonit atunci pe 30 noiembrie, iar acum chiar la o lună, după ce s-a pregătit intens duhovnicește, am găsit de cuvință să-l hirotesesc astăzi în lumina praznicului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos într-un duhovnic. Așadar, Părintele Gabriel va lucra de acum cu timp și fără timp pentru mântuirea sa, dar și pentru mântuirea voastră, fraților și surorilor. Împreună cu Părintele Toader, în parohia Sfântul Mare Mucenic, Gheorghe din Stockholm, în această primă parohie românească întemeiată în anul 1971 la Stockholm, va lucra pentru mântuire, fiindcă mai întâi de toate trebuie să căutăm împărăția cerurilor, scump frate și scumpă soră, să nu căutăm mai întâi bunăstarea și confortul material și aprecierea și recunoașterea în această lume, ci să căutăm împărăția cerurilor și recunoașterea tainică a Mântuitorului Iisus Hristos, iar brațele noastre să devină brațele Mântuitorului Iisus Hristos în slujirea aproape Lui. La final, ierarhul le-a oferit daruri celor prezenți și a felicitat pe cei ce poartă numele Sfintei Mucenițe Anisia, pomenită astăzi. În prima zi a anului nou, preasfințitul părinte Macarie se va afla în mijlocul credincioșilor din capitala Regatului Danimarcei, Copenhaga.